Suntem pe data de 10 aprilie 2024, căldura continuă și în acest film o să verific coloniile cele mai slabe pe lângă care le-am prezentat. Mai am un rând de 5 colonii care sunt mai slăbuțe. Și să vedem ce stadiu de dezvoltare au ele, dacă s-au dezvoltat. Dacă s-au dezvoltat sau nu, față de cei mari sunt micuți, mărunți. Am tot venit cu mâncare la ei. Și de vreo săptămână nu i-am mai deranjat, așa că e timpul să văd în ce stadiu se află și aceste mici colonii. Aici este o mică colonie care se află pe 3 rame deocamdată. Știu că ultima dată când am verificat-o eu, era pe 2 rame și am pus în margine o ramă cu mâncare. Trebuie să-mi aduc și lădița. Acum trebuie totuși să văd dacă pot să-l extind un pic. Să văd cum se comportă mătcuța și să vedem dacă putem face treabă cu aceste mici colonii. Cum se pot ele utiliza? Păi nu le desfințăm, ci le vom utiliza la obține noi regine, noi mătcuțe, să zicem așa, în momentul în care vom avea ocazia să avem borci. Aceste mici colonii le putem utiliza foarte ușor la a împerechea alte regine. Scoatem un pic această ramă. Iată, eu l-am asigurat cu mâncare. Are mâncare bine pe ambele părți. Dacă această diafragmă e la locul ei. Să vă arăt spectacol la aceste mici colonii. Asigurând mâncarea, să vedeți ce se poate obține. Dau un pic cu fum. Coloniile mici sunt un pic mai răutăcioase. Ele sunt la limită și le e frică, așa, o frică în ele. Să vedeți ce se poate obține cu astfel de colonii. Ia vedeți aici. Ia vedeți surpriza aici. Colonie mică, măruntă. Eu n-am făcut altceva decât am venit cu o ramă plină cu miere la ea. Și i-am asigurat această mâncare. Și iată ce s-a întâmplat. Deci e pe 3 rame. Nu pot să desfințez astfel de colonii mărunte. Deci puteam foarte ușor, dar
Asta, din asta se obține o colonie performantă. Și mi-am dat eu seama că e o problemă cu ea, dar nu că nu are capacitate de a ponta. Iată, ce frumos! Asta o să eclozeze în următoarele 3-4 zile, toată această ramă. Și ghiciți ce are nevoie? Să curăț un pic mărginile, fiindcă vreau să îi aduc o ramă, îi aduc ramă cu mâncare, îi descăpăcesc, îl asigur cu mâncare în continuu. Să vedeți cum în câteva săptămâni se vede și ce colonie surprinzătoare iese din așa ceva. Ce măci calitative. Totul e să-i asiguri mâncare, miere. Cu turte nu prea reușești așa ceva, dar cu miere fără probleme. Acum, dacă dorești să sacrifici, să zic așa, o ramă plină cu miere pentru o colonie pe câteva rame, da? Să văd pe această ramă ce este. Și-a adus polen. N-am reușit... este aici... Regina este o... Hai să-i zic carpatină. Are săraca ou. Trebuie să depună ou și n-are unde. O, mătcuță faină, faină. Bine. Mă duc să-i caut niște rame pe placul acestei mici colonii, care peste o săptămână trebuie din nou intervenit. Mă duc să-i caut rame și revin. Deci îmi trebuie, de fapt, o ramă goală, așa cu miere. Am găsit rama perfectă pentru ceea ce aveam nevoie aici. Adun cuibul la loc. Matca este chiar lângă perete și o să fie foarte bucuroasă că vin eu cu această ramă la ea. Ia să vedeți ce ramă i-am adus de la rezervă. Așa ceva căutam, de să fie și cu un pic de miere. Acolo pe mijloc sunt câteva celule de trântori. Dar totul e foarte, foarte bine. Iată, așa poți identifica în supină care sunt, de fapt, mătcuțele de calitate. Îi dau un pic pe această ramă, așa, cu trafaletul să prelucreze această miere. Bun. Dacă standardul de cules e de 2 rame căpăcite sau de 5 rame căpăcite, atunci aici deja am 2 rame căpăcite, deci am ajuns la standardul de jumătate. Bine. Această ramă care a avut-o, nu e o descăpăcesc.
din păcate e la limită. O să-i scot diafragma aceasta. Acum între cele două colonii nu este nimic, dar voi adăuga o diafragmă pe mijlocul stupului. Așa, acum e bine. Îi pun și lui un pic de formic, dar nu foarte mult, e micuț. Arată foarte, foarte bine. Acolo un 4 ml de formic. Bine, trecem mai departe. E bine că mai ține căldura și acel puiet va ecloza până când o să fie nevoie să se mai răcorească, să zic așa. Acea diafragmă eu adaug aici. Între timp s-a umflat și piticul din dreapta al stupului. Introduc diafragma aceasta la mijloc. Așa. Acum e bine. Și să văd ce a făcut și piticul ăsta aici. El era doar pe două rame. O să văd în ce măsură se vede. O să încerc să schimb unghiul să fie mai bun. Deci iată piticul ăsta era pe două rame cu o săptămână și el a construit aici, a construit acolo și acum trebuie să-i adaug probabil două rame. Așa, aici am avut o ramă plină cu miere, a fost plină cu miere, mai are încă, dar e o ramă defectă. Și aici încă o ramă cu miere. Bine, acum să îndepărtez albina un pic despre ce a construit ea aici. Aici albina pe două rame a reușit să construiască dita mai fagurele. Atâta tot să mă uit dacă nu cumva e oat pe acolo. Oat nu e, dar se vede spectacol. A băgat polen aici, în acest fagure. Asta e bun de consumat, așa cum se vede el. Are și nectar. Asta este un fagure
Foarte, foarte bun. Asta îl pun deoparte. Îl pun deoparte că este bun de consum. Miere plus polen plus ceară, ce să... E tot ce vrei. De la o colonie pe două rame, da? Deci se poate. De aceea este mai rentabil să folosești miere. Că acum dacă era sirop, nu o puteai să iei acel produs al stupului să-l consumi. Nu plângeți că vă aduc și vouă două rame. Ia să vedem totuși puietul la două rame cum arată. Cum am spus, la acești pitici trebuie doar răbdare și când e momentul extins. Iată, a început să eclozeze albina, arată foarte bine. Da. Frumos. Foarte frumos. Nici pe a doua ramă. Și aici este plin de larve, plin de puieri și iată o matcă. E o matcă neagră aici. Neagră, dar... Am speriat-o eu cu fumul. Este aici pe mijloc, pe puiet. Se îndreaptă în sus. Neagră, tăciune. Bun. Nu o mai deranjez. Acum ce-i fac lui, fiindcă nu fac aceeași lucrare la colonia asemănătoare, nu fac aceeași lucrare. Iată aici, nectar, făguraș cu miere, unde o par. Așa, ceva foarte fain. Acum voi îndepărta această diafragmă de lângă perete. Iată, e plin cu albina. Să mut eu fumul. Așa. O diafragmă care nu știu dacă o voi mai folosi și o să iau această ramă care a stat după diafragmă să văd câtă miere mai are pe ea. Este o ramă foarte bună atât pentru extinderea puietului cât și cu mâncarea. Acum îi las un pic de spațiu lângă perete până se dezvoltă el de ajunge și mai mare.
Așa. E, acum să văd dacă rama asta au curățat-o. Rama care mi s-a rupt aici colțul la ramă, că dacă nu se rupea, aceasta era perfectă. A ajuns matca tocmai aici. Cum aș putea eu să recuperez această ramă? Cum aș putea? Să mă gândesc un pic. O să încerc să recuperez acea ramă, să văd dacă reușesc. Am reușit să o recuperez, am băgat un șurub în capăt. Și acum o să fie, zic eu, o ramă bună. Pentru ca cuibul să se extindă mai departe. Așa. Îi pun diafragmă și pentru data viitoare trebuie să-i mai aduc încă două rame ar merge aduse. Am să mă duc să aduc aceste două rame. Am adus ramele respective și nu fac altceva decât să le introduc aici. Bun, ambele rame vor fi bune de a depune ouă. Și aceste mici colonii vor crește. Bun, o să-i pun și lui un pic de formic. Deci nu mai lucrez fără formic, așa câte un pic la fiecare face foarte mult, fiindcă am văzut că tot cade varoa în continuu. 4-5 de bucăți de varoa pe zi. Face foarte mult să scap de ei acum, cât se poate acum, că nu vei putea scăpa în totalitate. Așa, acum are și el un pic de spațiu. Un pic de loc mai mare. Să vină aici. Asta aici. Dacă colonia e sănătoasă, se dezvoltă, fie el cât de mic, iată, cât de mic am fost, a crescut. Și la mine data oficială de cules, polen și astea era la începutul lunii mai, în luna mai făceam aceste treburi, acum suntem pe 10 aprilie și se pare că totul arată bine. Bun, să mergem mai departe. Continuăm la următorul și aici tot așa un pitic e. Să văd și pe piticul ăsta ce a făcut ceilalți doi care i-am filmat până acum. Arătau bine. Mă uit, ventilează la urghiniș, deci semne bune ar fi. Semne bune ar fi.
Așa. Acum mă uit eu, ăsta n-a fost chiar așa mic, adică na, un pic mai cu vlagă. Ceea ce înseamnă că se va dezvolta și mai bine. Adică e pe trei rame și iată, a construit frumos aici. A construit și el foarte bine. Are și larve băgate acolo. Mă uit să nu fie masca pe acolo. Și-a făcut celule de trântori. Deci l-am strâns eu pe trei rame. De n-are mai mult de o săptămână de când am venit eu la el ultima dată. Tot ce a făcut acum este făcut într-o săptămână. Dar vă dați seama că nu-i din senină treaba, adică mâncare și mâncare, da? Mâncare cât se poate. Îndepărtez ramele astea care au fost aduse cu miere și au cărat ele, de rame goale. Asta e ramă care n-a fost descăpăcită, i-am lăsat-o ca rezervă, nu s-a atins de ea. Și următoarea ramă care m-ar interesa ar fi aceasta de după diafragma. Dacă a depus matca ouă, nu, era prea de tot. Era prea de tot să vină cu ouă până aici, dar pe cea de care a fost pe diafragmă a oat. Perfect, frumos, foarte frumos. Eu am văzut deja ce are pe rama asta. Am văzut ce-i pe rama asta. Iată. Puiet foarte fain, are și ceva larvar, totul arată bine. Ramă blocată, în la urmă. Așa. Înaintăm să scoatem diafragma de lângă perete. Acea diafragmă își face treaba la coloniile mici. Aici este o matcă și ea este neagră. Bine. Deci a venit matca pe toate trei rame, aici are și mâncare. Acum, după ce am aruncat așa o privire la ea,
îi aduc doar două rame. Sau să-i aduc trei. În ce constă trei rame este că aici trebuie o ramă goală. O ramă goală, una cu mâncare, ia să vedem. Deci, avem așa, ramă goală, care a fost miere în ea și Albina a cărat-o, a curățat acea miere, celulele sunt curate, matca poate depune imediat ouă. Și acum caut rama cu mâncare. Aceasta e o ramă cu mâncare. În cazul ăsta eu descăpăcesc un pic, dar numai pe o parte. Numai pe o parte o descăpăcesc. Doar să prelucreze mierea, nu de altceva, că mâncare are. Așa. Rama e descăpăcită, cu partea descăpăcită spre interior. Și acum unesc cuibul. 1, 2, 3, va fi pe 6 rame. Iar data viitoare când vin, o să se ducă 9, cel mai probabil. Adaug și rama asta. Aici vine diafragma. Și iată ce frumos, cu un pic de răbdare, din trei rame s-a făcut pe 6. Am văzut matca. Acum pot să iau această fagure construit. Cultural bine de pe ea. E cu larve, asta este. Mai sunt și sacrificii din astea mărunte. Bun. Acum și aici e nevoie de rame, dar văd că am mai adus eu rame la el. Să văd ce are aici în buzunarul ăsta, ce fel de rame. Pun după diafragmă, în caz că chiar are nevoie, o să vină aici. El are destule rame pentru extinderea următoare. Așa, punem un pic de formic. E greu de crezut că n-au primit sirop, nu? Este greu, dar apa și mierea se pare că
sunt mai benefice ca siropul și mă bucur că nu m-am înșelat. Deci n-au primit sirop, au primit aroame cu miere și aici le puneam apă cu uleiuri esențiale și vitamine, minerale. Acum le pun acid formic. Așa, niște bețișoare deasupra. Și să ne vedem data viitoare la această colonie. În acest stadiu mai am o singură colonie de filmat. Ia să vedem, minutul 36. Ăsta o să fie un pic cam lung filmul, dar cuprinde toate coloniile mici care s-au dezvoltat. Eu consider că merită văzut, mai ales de cei care n-au încredere în micile colonii, că se pot dezvolta. Hai să zicem că s-ar putea chiar până în Florește la mine să alcăm aceste colonii să fie foarte bine dezvoltată. Deci acum deja în 6 rame, putem să sperăm că ajungem 10 rame și chiar va fi o colonie de pe care poți lua ceva miere. Decât să-l desfințezi în totalitate, să-l lași într-o ramă sau două, nu știu. Eu prefer să îi dezvolt. Astfel văd și care regine sunt de calitate. Bine, acum eu nu fac pastoral, nu știu care e treaba cu pastoralul, cum îți calculezi, dar mă gândesc că și în pastoral o astfel de colonie face treabă. Bun, mergem la ultima colonie micuță pe care vreau să o arăt. Pe această linie nu am prea filmat. Haideți să vedem și ultima colonie mică, măruntă. Să vedem ce a făcut. Dacă a făcut ceva. Până acum totul arată bine. Așa, ea era în 4 rame ultima dată, când am decis eu, am lăsat-o în 4 rame și la cum este albina așa dezvoltată, tot ce e posibil să trebuiască un pic extins și el. Uite, mai am și aici o ramă din aia cu bubă. V-am deranjat un pic. Îmi trebuie betele. De data asta scot și aici diafragma de lângă perete. Dar ce mai important este dacă matca are acea valoare. Ramă goală. Și ramă aproximativ goală și ea. Bine, și această colonie văd că a construit, mai timid așa, dar a construit. Bun. Și această colonie tot de la 2 rame a plecat, doar că i-am extins-o eu data trecută. S-ar putea să nu trebuiască o extindere așa
așa mare, da? Să văd ce a făcut. Da, aici e plin cu larve această ramă, deci are încă loc, nu e gravă, nu trebuie extins, acum căpăcește puietul. Da, extinderea de data trecută la această colonie a fost efectuată destul de bine. Această ramă a fost cu mâncare. Ăștia mici, când adaugi ramă la două rame, e bine să te asiguri ca una să fie plină. Degeaba vii cu rame goale la ea, că e o colonie care nu reușește să-și aducă foarte multă mâncare. Și atunci te va păcăli. Iată ce puiet are. Acolo era plin cu polen în celulele goale. Da, ea a fost blocată data trecută când am fost, acum arată bine. Unesc aceste rame la loc, fiindcă nu le voi mai muta cum ar veni. Mă interesa neapărat puietul. Iată ca și aici, de fapt. Iată ce puiet frumos uniform. Cu cât ai puietul mai uniform, așa, în stadiul ăsta, așa, celulă cu celulă, cu atât colonia se va dezvolta mai repede, fiindcă eclozează un număr important de albine. Deci când eclozează, eclozează foarte multe albine, nu doar câteva acolo. Și aceasta a fost rama cu mâncare care i-am adăugat-o. Și aici are polen. Deci la această colonie ce voi face? După ce am văzut că cei pe acolo. În primul rând îi scot această diafragmă de aici și la această vizită îi adaug doar o ramă. Bine și așa. Ia să văd ce rame are aici lăsate. Această ramă e perfectă pentru a o adăuga lângă cuib. Și cam atât. Cam atât. Altceva nu-i mai pun. Aștept să eclozeze o parte din puiet. Și aici pun diafragma. Diafragma. Aceasta e ramă goală. Și mai are ea ceva aici de ciugulit. O să eu descăpătesc după diafragmă. Bine,
Eu zic că s-a înțeles acum care e rolul coloniilor mici. Deci, dacă aș fi începător și aș avea așa ceva, aceste colonii oricum sunt ieftine, 200-250 de lei, mă gândesc eu că le poți achiziționa, 4 rame, 5 rame, undeva la 50 de lei rama. Mă gândesc că eu, dacă aș fi începător, așa aș lua, că aș ști să le dezvolt, dar care e începător, are nevoie de colonii puternice. Bun, până data viitoare, numai bine!